Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre starea de lucruri din domeniul învățământului. Ori acest domeniu rămâne a fi unul primordial pentru țara noastră. Salut prezența în studio a doamnei Ana Guțu, prim vicepreședinte PUN. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Îl salut de asemenea pe domnul Victor Sfercun, ex-ministru al Educației. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Și de asemenea salut prezența în studio a domnului Vladimir Odnostalcu, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Doamna Guțu, începem cu dumneavoastră această emisiune. Aveți o experiență în domeniul învățământului care v-ar permite să trageți niște concluzii pe marginea stării de lucruri din acest domeniu. Vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră o radiografiere până la urma acestui domeniu, destul de important, ziceam și în prezentarea din cadrul acestei emisiuni, făcând referire de pe marginea ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și în același context vreau să ne spuneți, țara noastră în acest segment merge pe o cale corectă sau mai puțin corectă? Eu cred că întrebarea pe care mi-ați adresat-o este mult prea complexă pentru a răspunde într-un format pe care îl avem în această seară, fiindcă suntem trei invitați. Timp de 27 de ani, sistemul educațional al Republicii Moldova a făcut un anumit salt, fiindcă a trebuit să treacă de la sistemul ideologic comunist la un sistem educațional pentru un stat independent, suveran, care își propunea la 91 să o ia pe calea democrației și probabil că cea mai mare realizare a sistemului educațional din Republica Moldova, atât cel preuniversitar cât și universitar, a fost românizarea, procesul de predare-învățare și mă refer la trecerea la disciplina limba română și istoria românilor și eu cred că acele generații de absolvenți ai liceelor, dar și ai universităților, astăzi nu-și mai pun problema identitară și eu cred că pentru un sistem educațional din Republica Moldova, de fapt asta a fost sarcina principală. Când vorbim despre reformele în educație, să nu uităm că există două mari componente. Pe de o parte, există corpul profesoral didactic, mă refer și la învățătorii din școli, licee, dar și la profesorii universitari. Și pe de altă parte, există elevii și studenții. Și noi știm foarte bine că turnura către student, către elev, s-a și produs deja. Astăzi, finanțarea în învățământ se face per elev, per student. Și, din păcate, trebuie să constatăm că numărul elevilor în ultimii 12 ani s-a înjumătățit. Deci, de la 360.000 de elevi, am trecut la 170.000 de elevi în instituțiile preuniversitare, iar în acest an au mers în clasa 1 doar 9.000 de elevi. Doamna Guțu, dumneavoastră ați pomenit, firesc, două componente ale sistemului educațional. Pe de o parte profesori, pe de altă parte copiii. Iată, dacă e să vorbim la capitolul cadre didactice, cel puțin datele oficiale din această vară ne spuneau că noi avem o criză de cadre didactice de 2000 de persoane. Așa este, 2000 putem de persoane. Putem face față, putem cuantifica toată această sumă și da o notă pe final sistemului nostru educațional cu un vacuum atât de mare de specialiști? Păi nu trebuie să ne mire acest fapt, fiindcă profesia de învățător, pedagog, educator este una foarte prost plătită în Republica Moldova. Și oricât de mult ne-am străduit să spunem că un tânăr specialist primește la repartizare într-o instituție de învățământ nu știu câte zeci de mii de lei și așa mai departe, întrebați tinerii dacă ei realmente vor să meargă, să lucreze într-o școală, de exemplu, într-un cătun sau într-un sat mai îndepărtat, care nu este conectat nici din punct de vedere infrastructural, mă refer drumuri, gaz, canalizare, apă potabilă de calitate și așa mai departe. Este foarte greu să convingi tinerii să meargă, să lucreze în școli. Plus că remunerarea pentru acești profesori este una foarte mică și chiar dacă ei sunt obligați de faptul că au fost bursieri de stat și trebuie să meargă 3 ani să lucreze în școală, marea majoritate onorează aceste contracte și după aceea părăsesc instituția de învățământ. Domnule Sfercun, în anul 2013 guvernul a semnat un proiect numit Reforma Educației în Republica Moldova. Iată, suntem în anul 2018, ar fi trebuit să culegem anumite roade atunci când vorbim despre acest proiect. Doamna Guțu pomenea despre un vacuum de specialiști, în același timp pomenesc aici despre așa zisă optimizare a școlilor.
De ce s-a mers pe acest lucru și până la urmă tot aici nu pot ca să nu enunț teza, Curtea de Conturi a depistat nereguli și la capitolul finanțare a acestor bani care au venit din partea UE și a Băncii Mondiale. Vă rog, care e poziția dumneavoastră? De la bun început aș dori să menționez acel faptul că cifrele aduse de doamna Guțu deja vorbesc despre rodul acestei reforme, adică reforma care a eșuat, în primul rând. În al doilea moment, reforma, mai bine dispus, codul educațional care a fost atunci primit, în cea mai mare parte, a fost primit cu ignorarea multor factori de decizie și, în primul rând, de opinia publică, într-o pistonaptă. A treilea moment foarte important, noi tot timpul vorbim numai despre bani, despre salarii. Dar vreau să vă spun că în toată lumea profesorul nu este cel mai bine plătit. Asta nu este în topul acelor care primesc salarii mari. Dar pe lângă salarii este o atitudine, este plasarea socială acestui strat care are respect, stimă din partea societății. Lucru care în cea mai mare parte lipsește la noi. Eu vreau să vă spun că alături de bani, de salariu care trebuie să plătit, el vine și nu găsește locul de trai. Afară de aceasta, el nu dispune de acele de serviri de care are nevoie. Mai mult ca atâta, dacă dumneavoastră ați observat, ultimii, n-aș spune că 5, 7, 10 aproape da. Ani, peste tot se sună, mai ales în mass media, că e cea mai coruptă cum în partea societății, asta sunt profesori. Lucru care în cea mai mare parte blamează. Deci această activitate și acest strat atât de important pentru țara noastră. Cine va veni în școală, cine va veni în acest domeniu, dacă permanent se vorbește că acestea sunt cei mai răi, acestea sunt hăpsâni, acestea sunt acei care fură, etc. Domnul Sfircun, eu vreau să medităm împreună asupra unor cifre. Iată, 2000 de cadre didactice pe țară lipsesc și... Dumneavoastră, credeți în cifra aceasta? Eu nu data cred. Data oficială. Dar noi eu pot să vă spun că cifra aceasta, deci este, nu știu cine o scos, da? Dar în realitate este cu mult mai mare. În realitate este cu mult mai mare. Și permanent noi vorbim numai în sistemul educației. Dragii mei, trebuie să ne gândim asupra întregului sistem. Dumneavoastră ce doriți să-mi spuneți? Că nu este lipsa de cadre în medicină? Există. Există. În lucrători sociali? Există. Eu pot să vedem orice domeniu a economiei naționale și să vedem lipsa cadrelor. Locuri vacante care nu sunt completate. Aici trebuie să ne gândim care este cauza, de ce nu sunt completate, de ce noi nu tragem atenția la pregătirea acestor cadre care a să rămână și a să lucreze aici. Eu nu vreau să merg pe calea numai constatări și acuzări. Absolut. Eu vreau să văd și să propun căi de soluționare a acestor probleme. Dar cum aducem tinerii specialiști într-o localitate rurală? Repet, atâta timp când n-a să fie soluționată problema și salariul decente, dar și statutul social a pedagogului și învățătorului, medicului, etc., n-a să rezolvăm nimic. Da. Domnul deputatul Năstalcu, iată, în ședința de Parlamentului de săptămâna trecută, dacă nu mă înșeală memoria, colegul dumneavoastră de fracțiune, domnul Bătrâncea, spunea despre faptul că în acest interval de timp au plecat aproximativ 10.000 de profesori din sistem, avem o reducere a numărului studenților, avem o stare destul de incertă în domeniul învățământului. Vreau să rămânim albi acestor afirmații și chiar vă rog să ne deschideți un pic paranteza. Ce propune? Care a fost? Până la urmă se înțeleg că a fost un semnal de alarmă tras. Как сказали предыдущие ораторы, тут и господин министр об этом говорил, госпожа Гуцу говорила о том, что у нас вопрос системы образования
Бить тревогу, ну, наверное, это неправильно сказать, потому что давно уже все говорят об этом. Это первое. Второе. По поводу реального количества отсутствия кадров и что с этим делать, с этим массовым исходом. Ну, я здесь согласен, что не только вопрос в деньгах, в заработных платах, хотя и в этом тоже вопрос. Но и вопрос в том, что вот здесь немножко, если позволите, я подкорректирую информацию. По поводу того, что самые коррумпированные — это сотрудники образования, педагоги. Это не я сказал. Это, да, и поэтому я и хотел бы это подкорректировать, потому что я тоже слышал об этом. Все-таки у нас есть центр антикоррупции, знаменитый ЧАИНА, и вот он последние 4 года рапортует о том, что у нас сотрудники, самая коррумпированная организация — это Кишиневская примария. Поэтому здесь педагоги наши, они молодцы на самом деле. То, что уменьшается количество кадров, с одной стороны, этому способствовала реформа Майя Санду, то, что вот это так называемая оптимизация школ, когда естественным путем закрывали школы. С другой стороны, социально-экономическое положение в стране. Откуда же эти дети будут идти, если семьи уезжают? Кого будут учить педагоги? Некого учить, отсюда и уменьшение количества не только поступающих, как сказала госпожа Гуцу, но и первоклашек. У нас за последние 9 лет, я смотрел статистику, уменьшается ежегодно на 400-570 учеников, да, первого класса, которые поступают к нам в школу. Потом они уезжают, потом родители их забирают, к сожалению, эта ситуация есть. Но, опять же, для того, чтобы... Я не говорю улучшить систему в области образования, я не говорю, что у нас плохое образование. Я уверен, что у нас хорошее образование, у нас много педагогов, кадров. В том же Улиме, госпожа Гуцу, где я учился, где я заканчивал его, у меня был замечательный педагог Шляхтицкий. Domnul Dinosalcu, dar până la urmă, vârsta medie a celor care vin în fața noastră pentru ca să ne instruiască este destul de înaintată. Nu vreau să dau o cifră ca să nu comit o eroare. Ce facem mâine? Când vorbesc mâine, zic metaforic treaba asta. Завтра мы ничего не будем делать, посмотрите. Extendem vârsta pensiei. Eu salut. К сожалению, на сегодняшний день вот есть такой лицей в Гоголе, в Кишиневе, лицей Гоголя. Там директор, она уже пенсионного возраста, взрослого пенсионного возраста, когда закон не позволяет находиться в руководящей должности. Но при этом она очень хорошо выполняет свои обязанности, она хороший менеджер, администратор, она справляется своими обязанностями, у нее успех в этом плане. И каждый называет свою цифру среднего возраста педагога. Я его посчитал, кто-то 54-56, я посчитал 59 лет и 8 месяцев, это исходя из официальной статистики. Я не хочу оперировать другими данными, потому что статистика — единственный орган официальной стране, который есть. Понятно, что эти люди отойдут в силу естественных причин. Новых? Ну, не будет новых. Зайдем в наш педуниверситет, что происходит там. Педагоги стараются привлечь, но когда у нас маленькая зарплата, и хуже всего, что вопрос не в отсутствии социальной защищенности. Молодой специалист, вот, к примеру, он закончил пединститут, он знает, что у него базовая зарплата, сейчас, по-моему, 2926 леев. Базовая зарплата. Но Сарку, чем предпринимает парламент, на модуль конкрет, пентру асустине? Парламент принимает очень простые решения, к сожалению, это ежегодное повышение, индексация, как я ее называю, заработной платы педагогическому персоналу всему на 8-10%. Согласно закону, вот сейчас вроде бы будут повышать единоразовую выплату молодым специалистам, но опять же это проект, это отсутствие денег, отсутствие финансовой поддержки. Ну, а в целом мое мнение следующее, что несмотря на то, что у нас вот идет финансирование, особенно в сфере высшего образования на количество студентов, мое мнение, должны быть особые госпрограммы, которые бы выводили наше образование на более высокий уровень. По-прежнему я не хочу никого обидеть, и я не сторонник того, что у нас плохое образование, либо у нас плохие педагогические кадры. Да, doamna Gotso, atunci când vorbim iată de reforma asta în domeniul învățământului, cea mai multă lume pune punct de plecare atunci când s-a mers pe ideea de optimizare a școlilor. Este evident faptul că avem foarte mulți copii care au mers în clasa 1, nimeni nu pune sub îndoială acest lucru, însă avem și localități rurale care rămân fără școală. Dacă ar fi să rămânem în albe aceste afirmații, cineva ar zice că este un punct de a dispărea această localitate.
împărtășiți aceeași viziune? Ce se întâmplă cu satele care rămân fără instituții de învățământ? Uitați-vă, domnule Madan, eu personal mi-aș dori foarte mult să putem merge pe modelul estonian, de exemplu. Unde? Estonia, care are 1.700.000 de cetățeni, este stat membru UE, este unul din cele mai dezvoltate state membre UE și s-a detașat net de celelalte două state baltice, care este Lituania și Letonia. Estonia a renunțat la optimizare și a asigurat prezența unei instituții școlare absolut în toate localitățile. Dar ca să faci aceasta, trebuie să ai bani și voință la nivel politic să poți întreține acea școală și acei profesori. Fiindcă, cuvântul cheie este voință politică? Nu, nu neapărat. În Republica Moldova, de ce s-a făcut optimizarea? Eu, de exemplu, am fost în favoarea optimizării și vă explic de ce. Imaginați-vă o școală cu capacitate de a primi, de exemplu, 800 de elevi, dar ea rămâne cu 200 de elevi. Ce faci cu celelalte utilități? Săli care trebuie să le încălzești iarna, să le renovezi, fiindcă dacă nu le încălzești, nu le renovezi, ele se distrug. Din cauza asta s-a făcut optimizarea școlilor. Nu doar, deci asta zicem așa la modul fizic, clădirile, da, întreținerea. Dar este și partea cealaltă, calitatea instruirii. O școală, un liceu puternic care are dotări de tot felul, echipamente informatice, laboratoare și așa mai departe și care are potențial uman, profesori formați, recalificați și așa mai departe, calitatea procesului educațional într-o astfel de școală este mult mai bună decât într-o școală micuță care se încălzește cu sobă cu și unde este un singur profesor care duce, de exemplu, adună copiii din clasa 1, 2, 3, 4. Da, toți. Avem cazuri, este groaznic. Deci, înțelegeți care e, să zicem că e o soluție cu două ofuri. Dacă vrei să păstrezi școlile în toate localitățile, ok, dă bani pentru asta și să fie calitate în acele școli mici. Doamna Guțu, dacă încă un aspect. Cum ne deplasăm? Iată, se începe sezonul rece. Colegii noștri din media au prezentat nu o singură dată când 3, 4, 5 copii dintr-o anumită localitate sunt nevoiți să parcurgă 5, 7 kilometri. Și unde sunt autobuzele care se prezumă că ar trebui să ducă acești copii din localitatea respectivă. Vedeți, se adaugă necunoscute în această ecuație. Haideți să vorbim despre deșerturile educaționale, care este un fenomen nu doar care este propriu nu doar Republicii Moldova. Asta există și în Franța și în Germania și în alte, poate în Germania mai puțin, economia funcționează mai bine. Dar există în mai multe țări și atunci intră în joc diferite modalități de soluționare problemelor. De exemplu, pe o insulă îndepărtată care, unde există doi copii, de exemplu, deșcolarizat, ei nu pot să traverseze, să meargă pe pământ sigur ca să facă acea școală. Ei sunt dotați, statul le asigură echipament, ei sunt prezenți cu toți copiii în clasă. Asta este o modalitate. Avem noi bani pentru așa ceva? Nu. Dar avem transparență pe banii care îi primim? Păi să răspundă cei care gestionează. Curtea de conturi, domnule Madan, să spună cei care gestionează. Eu vreau să spun altceva. La începutul anilor, la mijlocul anilor 90, a existat un grant foarte mare de la Banca Mondială pentru reforma curriculară în Republica Moldova. Eu personal sunt autor de curriculum în acea perioadă, pentru ciclu primar, gimnazial, liceal și așa mai departe. După asta am abandonat și vă spun de ce. Ministerul care gestionează aceste fonduri de la Banca Mondială, în acea perioadă a fost foarte incorrect, fiindcă nouă autorilor de curriculum ne-a plătit niște fărâmituri, iar restul banilor s-au dus nu știu unde, la funcționare ministerului, poate care își scriau salarii mai mari și așa mai departe. Deci banii aceștia, într-adevăr, ar trebui să știm cum sunt gestionați. Vreau și eu să văd pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării și așa mai departe, ce se face cu banii de la Banca Mondială, când s-au achiziționat camerele de luat vederi, cât a costat, de unde i-a cumpărat și, da? Sau curriculum când a fost elaborat, care se revizitează în fiecare an. Exact așa, câți bani s-au alocat la Banca Mondială, câți bani s-au alocat autorilor de curriculum, experților, să știm și noi. Că vin milioane, dar nu știu unde se duc. Domnul Țvercon, dumneavoastră în calitate de ex-ministru al educației, eu cred că ați putea să încercați cel puțin să faceți o claritate, iată, asupra tezilor enunțate. Vorbim pe de o parte de transparență, vorbim de ceea ce spunea doamna Guțu aici și tot în contextul ăsta vreau să ne spuneți și de ce deseori se întâmpla ca elevii claselor 1-4 să petreacă orele în același timp. Haideți să o luăm de la transparență. Există transparență în Ministerul Educației? Cum o vedeți dumneavoastră? Eu consider că fiecare răspunde de perioada aceea de care activat, da? Da, în care a activat și a care a fost în cea mai mare parte în gestionarea lui. Lucru care și-a menționat doamna Guțu, că acel care a primit bani trebuie să răspunde la gestionarea acestor bani. În perioada
când am fost în calitate de ministru, noi am avut un grant și un credit. Un grant din partea Băncii Mondiale pentru 13 milioane de euro pentru deci, revitalizarea deci, învățământului preșcolar în mediul rural, adică asta e prima, și 10 milioane de euro, asta a fost credit, pentru un proiect care se numea deci, creșterea calității în școli din mediul rural. Ce s-a făcut? Atunci a fost foarte clar plasat tot pe site-ul ministerului. Afară de aceasta, deci noi foarte bine am lucrat cu echipa din cadrul ministerului, unde au fost nu numai reprezentanți colaboratori ai ministerului. Dar și... Asta s-a întâmplat atunci când dumneavoastră erați în fruntea Ministerului Educației, dar eu vreau să vă acord o întrebare tranșantă. Iată, astăzi sistemul educațional are nevoie de această susținere financiară, nu știu, din partea Băncii Mondiale, pentru ca noi să ieșim din acest impas? Oricând avem nevoie de asistență, de susținere, dar vedeți care chestie. Noi deseori mergem cu mâna întinsă, uitând că avem potențialul propriu de a pune în aplicare. Asta e prima. A doilea moment foarte important în viziunea mea, asta este deci, stabilirea unui parteneriat public-privat, lucru care nu există la noi, dar el în toată lumea aduce un beneficiu. Vreau să vă spun că și rezultate destul de scontante sunt. Ce ține de actuală, eu vreau să vă spun că salut decizia doamnei ministru Babuc când a asistat optimizarea, închiderea școlilor. Și foarte bine au făcut. De ce? Fiindcă înainte de a face un pas, trebuie să faci analiza, să faci calculele. Ce noi trebuie să facem, cât să cheltuim și ce venit a să obținem. Iar că când a să fie făcut această analiză, deci acest cont și va fi prezentat societății, în viziunea mea, atunci ați fi luate și alte decizii și alte măsuri în viziunea deci, activității școlilor sau învățământul preuniversitar. Dar nu numai preuniversitar. Când noi vorbim de învățământul, desigur noi facem referință numai la școli, la licee. Noi permanent trebuie să vorbim de sistem, de la creșă până la academie sau până la susținere tezelor de doctor și doctor habilitat. Dar când creșe, n-avem publici. Ei. Da. Domnul deputat, domnul Năstalcu, eu vreau să confirmați sau să infirmați o teză. Iată, în spațiu public, deseori am auzit, vorbindu-se despre faptul că în urma optimizării din sistemul de învățământ, pur întâmplător, au fost închise mai multe școli sau mai multe instituții de învățământ cu predare limbă rusă. E așa sau nu? Haideți să spunem lucruri pe nume, să punem degetul pe problemă. Давайте все-таки мы не будем сводить все к политике и к языку. Да. Во-первых, я вот хотел сказать, выпустил, нужно вывести образование за рамки политики, и особенно, оно же даже сейчас идет у нас, и вы знаете, как директора в школах назначается, в Кишиневе я имею в виду. И это не всегда хорошо. Что касается русских либо молдавских школ с государственным языком преподавания, закрывали это не только русские школы, закрывали это школы по принципу маленького количества учеников, закрывали и молдавские школы в том числе. Поэтому здесь как-то выделять какой-то язык я тоже не вижу смысла, потому что, как говорится, валили все, абсолютно закрывали все. Что касается уменьшения количества на русском языке, и будем так называть, естественного уменьшения количества учебных заведений на русском языке. Но у нас и люди уезжают, будем говорить, уменьшается количество представителей разных этносов. Это тоже есть факт. Например, возьмем лицей Коцюбинского, украинский лицей в Кишиневе. Если там еще некоторое время назад было 1000, я сегодня там был, разговаривал с завучем по воспитательной части, еще некоторое время назад там было 1200 учеников, то сегодня при нагрузке в школы в 450, за мощность школы, то сегодня там 470 учеников. И вопрос-то в чем? Этих людей просто нет. Их просто нет. Возьмем, к примеру, молдавскую школу в Камрате, в Гагаузии. Там такая же ситуация.
Domn deputat, dar eu vroiam, chiar insistam să vă acord această întrebare. Deseori, mulți dintre noi au anumite reticențe legate atât de ceea ce se numește finanțarea domeniului respectiv. Problema este oarecum duală, pe de o parte Uniunea Europeană și alte structuri intenționează să ne ajute, pe de altă parte mulți văd prisma politicului. E așa sau nu? К сожалению, пока такое есть. Я очень надеюсь, что этого не везде есть. Давайте будем говорить честно. Не везде, не во всех учебных заведениях такое есть. Не во всех районах республики департамента образования смотрит на развитие, значит, финансирования таким образом. Но проблема такая есть. Почему такое происходит? Ну, мое мнение, я вам говорю честно, и всегда его озвучил, это, возможно, где-то незрелость тех руководителей ответственных лиц, которые принимают подобные решения. И принимают его через призму политических взглядов, предпочтений, эмоционального отношения к политику либо к партии, нежели согласно той профессиональной догме, которая должна быть. Да. Я не прямо интересно говорю, дмитрий, если говорить о финансировании селективы, да, фондов европейских, да, да. А по чьи критерии бипартид? Да. Cum se, se politică? Da, eu, cred că, eu cred că, din păcate, în Republica Moldova, fenomenul ăsta există de la, de la declararea independenței Republicii Moldova. Se aleg directorii pe criterii politice. Dacă ești fidel partidului care e la guvernare, ești director. Dacă nu, te dau afară. În primul rând, directorii trebuie să fie buni manageri și mai mult de două mandate nu trebuie să stea, din punctul meu de vedere. Chiar dacă este un manager excusit și deja este la pensie, spunea domnul deputat Odnăstalcu de doamna de la liceul Gogol, da? Că iată, ea e foarte bun manager. Mă scuzați, există teoria sociologică, cea care zice că mai mult de 7 ani într-o funcție nu poți să stai, că omul oricum se epuizează și trebuie să-i dai dezvoltări profesionale, poate un alt domeniu. Și de aia și în unele școli, apropo, noi zicem că sunt prea mulți pensionari care predau. Știți că această gerontocrăție, și să-mi fie iertat termenul, să-mi fie iertat termenul, uneori chiar îi presează pe tinerii specialiști, fiindcă sunt unii tineri specialiști care vin totuși în școli de la sate. Domnul și nu Augusto, pot să aibă ore, fiindcă există un pensionar care lucrează acolo de vreo 40 de ani și spune, tu lucrează la bibliotecă, nu-ți dau ție ore. Dumneavoastră fiindcă... vorbiți de un caz fericit, concret, 40 nu. De ani, dar media a scris că avem profesori care vin în fața copiilor de vârsta de 80 de ani. Ajungem în albia calității. Păi, mai e valabil acest termen? Cum să vă zic? La 82 de ani, fostul președinte al Franței, Valéry Giscard d'Estaing, a elaborat textul Constituției Uniunii Europene. Dar asta este altceva. Excepție. Da, excepție. Mai rău este că astfel de cazuri se fac în detrimentul promovării tinerilor specialiști care există în unele școli. Ei există, dar le spun, tu ai să fii secretar, dar tu ai să lucrezi la bibliotecă și așteaptă când o să-ți dăm noție ori. Să știți că există așa ceva, am ales în satele cu gospodare, adică satele dezvoltate, unde s-a mai păstrat, unde mai este populație, sunt școli puternice și așa mai departe, și tinerii specialiști, din păcate, sunt așa puși la respect de oamenii care sunt mai în vârstă. Acum, da, astfel de fenomene, astfel fel de dedovcină, da, în educație. Dar astea sunt chestii care unicat, poate, nu că unicat, ele nu trebuie să influențeze tot ceea ce înseamnă sistemul educațional din Republica Moldova și eu cred că domnul Țivârcun s-a oprit, dar eu îmi merg mai departe. Optimizarea este necesară. Nu poți să faci calitate superioară într-o școală micuță, într-o școală bine dotată. Deci, nu, chestiile astea oricum trebuie făcute, dar trebuie făcute în rezultatul unui studiu sau, o analiză o profundă, da, așa mai departe. Dar trebuie făcută și la nivel de universități. Dumneavoastră știți că universitățile noastre sunt pustii. De aceea am spus că trebuie diluat în ansamblu, nu numai școli. Sunt pustii. Universitatea de stat, care înainte avea studenți în 3 schimburi, aproximativ 20 ceva de mii de studenți. Da, și același lucru e la SEM și alte universități publice. De cele private nici nu mai spun. Eu vă îndemn, haideți să vedem deja și partea plină a paharului. Sistemul nostru de învățământ, așa cum este el, creează specialiști competitivi pe piața națională, dar și internațională? Dacă dumneavoastră observați, lucrătorii noștri sunt solicitați în toate părțile ale lumii, fie aceasta Europa, fie aceasta Statele Unite, fiindcă pregătirea lor destul de bună. Problema de altă natură, că noi nu putem valorifica, utiliza cunoștințele lor aici. Iată de ce problema cheie constă în aceea de a crea condiții decente, bune, pentru a oferi lor locul de muncă și de trai aici în țara noastră. Iată de ce eu spun că în viziunea mea trebuie să facem un studiu profund
Avem institute suficiente, avem institut de studii economice, alte structuri care pot ne oferi analiza profundă și obiectivă a situației de astăzi și acele scenarii, scenariu pozitiv, scenariu negativ și scenariu real. Adică trei scenarii care trebuie să studiem și să alegem care e prielnic pentru noi. Asta Domn e una. Circun, propuneți asta la Academie de Științe, că aveți Zica Mai Academie și faceți un studiu, cercetați, puneți la dispoziție datele. Dumneavoastră ați vede că ați rămas în urmă. Păi de acest... unde? Doamne, eu ce mai rămas în urmă, domnule Țircun? Doamna Guțu, da, dați-mi voi, nu v-am întrerupt. Eu v-am făcut o sugestie, domnule Țircun. Da, de aceea și vă spun, dumneavoastră ați uitat că începând cu data de 20 februarie, toate instituțiile de cercetare sunt transferate de la Academie la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. De aceasta, toate solicitările acolo trebuie să fie trimise. Da. Asta nu aveți niciun institut? Eu vin... Academia a rămas fără niciunul? Fără. Niciunul. Da. Niciun institut? Niciunul. Da. Asta e una. Afară de aceasta, de ce eu spun? Noi nu trebuie să privim segmentar. Noi trebuie să combinăm, să unim aceste eforturi din toate părțile pentru a gândi asupra viitorul țării. Și vreau să vă spun că dacă noi, n-a să creăm acest parteneriat public-privat care va lucra și pentru business și pentru societate, nimic bun nu va fi. Da. A treilea moment, privind optimizările, da, fără doar și poate, trebuie să fie optimizate. Trebuie să, și nu numai în domeniul învățământul pre-universitar. Noi vorbim de tot sistemul. Eu pot să vă spun, eu pot să vă spun că există diferite deci școli profesionale tehnice, colegii care dublează unul pe altul, instituții de învățământ superior, de stat care dublează unul pe altul. Dar avem nevoie de existența asemenea sistemă? Eu consider că nu. Aici din nou trebuie de cercetat, de studiat, de analizat situația, de a veni cu propuneri în beneficiul societății. Domnul Țircun, dar la capitolul diplomei corespunde ele, până la urmă suntem partea procesului de la Bologna, suntem racordați? Nu este procesul de Bologna, există standardele Bologna. Înțelegeți? Și noi, în cea mai mare parte, ne conformăm acestor standarde. Dar este și altceva. Din 2000, dumneavoastră vorbiți de diplome. Da. Din 2007, nu se găsiți pe piața neagră a Republicii Moldova vânzarea diplomelor. Nu există, fiindcă noi am transferat chestia aceasta transparent și în sfera electronică, format electronic. Cât de solicitate și cât de adecvate acestea sunt diplome, calificării, vorbesc deja angajările specialiștilor noștri de peste hotare. Da. Sunt recunoscute diplome și în Germania, și în România, și în Polonia. Eu pot să se extind. Da. Domnul deputat, eu vroiam să vă întreb, iată, făceam referire ceva mai devreme în cadrul acestei emisiuni la Curtea de Conturi și la concluziile pe care le-a tras aceasta. Nu există transparență în aceste tranșe pe care le-a primit Ministerul Educației. Ce urmează să se întâmple? Ministerul, Parlamentul, ce a întreprins? De ce s-a creat acest vacuum informațional și deci acest deficit, nu știu cum să-l numesc ca să fiu foarte exact? Если возможно несколько моментов. Первый момент очень в качестве дополнения. То, о чем говорила госпожа Гуц, очень интересный момент, что два срока и более не могут занимать, желательно, чтобы не занимали руководящие должности. И я сразу поэтому помню, улыбнулся, вспомнил момент моего обучения в Улиме, когда... Ни в коем случае. Просто приятно. Здесь задействована госпожа Гуц задействована просто в этом моменте была. У нас была пара с господином Шляхтицким, бывшим министром образования. И он нам рассказывал как раз о профессиональном выгорании. Мы говорили о педагогах нашей кафедры, о том, что людям не, кроме зарплаты необходимы и другие блага и так далее. И вошла госпожа Гуцу, и он об этом говорил. Еще госпожа Гуцу сказала, да, действительно, вы, господин Шляхтицкий, очень правы. Поэтому у меня сразу тот момент вспомнился, такой яркий. Не в качестве рекламы, а в качестве всего. Уже прорекламировали. Да. Это Куртя де Контур, да. Позитивная реклама. Да, это позитивно было. А я думаю, что тогда вы были, когда я учился еще, да. Я помню, вы вошли в кабинет, вы находились тогда еще в должности. Что касается счетной палаты, ну это же всегда так было, давайте скажем честно. Последние лет
8, сколько я анализировал, потому что образование это не совсем моя область, я социальщик больше, но последние полгода я плотно занялся, всегда приходит европейский грант или американский грант, любой другой грант, у нас представление в парламенте вот такое пафосное, что деньги будут потрачены на 18 областей, что это принесет нам 100 условных благ для молдавского образования, а когда приходит момент отсчета, куда были потрачены деньги, этого нету. Я приведу один небольшой пример. Да, да, и процентаж де 40%, так вмешал мемория. Так, об этом и речь. Я и говорю, да. Что я приведу один небольшой пример. В бытность министром госпожи Фусу, она пришла с докладом, тогда нам также Европейский банк и совместно с Польшей предоставлял грант в размере 40 миллионов евро для установки электронной системы учета образования. Так вот, там только один сайт стоил 860 тысяч евро. И это, я как сейчас помню, я задал вопрос госпоже министру тогда, я говорю, на что вы тратите 860 тысяч евро? У нас студенты политехнического университета разработают этот продукт за меньшие деньги. Большая часть гранта это была плата менеджмента. Менеджмента. Это огромные деньги. И в конце я недавно затребовал отчет, насколько он реализован, кто получил деньги, в том числе и по персоналу, сколько из них иностранного происхождения, иностранцы, потому что мы понимаем, у них заработные платы выше. До сих пор ответа нету. Прошло более 3 месяца. Я шел на передачу, специально поднял еще раз свой запрос. Я обязательно это опубликую. Но у нас, вот, к сожалению, вот так вот, потому что деньги в образовании разворовываются. Деньги в образовании. Это началось с момента активного получения финансовых средств вот, с Совета с европейских структур. Да. Domnul Guțu, vreau, iată, desprind din ceea ce spunea domnul deputat, management defectuos. Credeți că acest lucru se datorează faptului că miniștrii sunt numiți după criterii politice? Nu. Eu vreau să intervin cu următoarea precizare. Atunci când vin bani, da, prin grant, mai ales prin granturi din partea instituțiilor europene, deseori sunt niște condiții ca, de exemplu, baza de date să fie elaborată nu aici, dar de către un agent economic sau altcineva din statele sunt condiționări. UE. Sunt condiționări și banii ăștia nu sunt cheltuiți aici pe loc, ci merg la acele companii. Și expertul care vine și primește salariu foarte mare în comparație cu cele... Nu pot să fiu de acord. Eu pot să vă spun de ce. Deci, din nou revin la acele sume care am primit de la Banca Mondială. Referitor la baza de date, cu siguranță că așa a fost. Pentru că tot depinde de negocieri. Tot depinde de cum noi apărăm pozițiile noastre. Ei sunt destul de flexibili. Eu vă aduc aminte că de la bun început eu am pus pentru procurări pentru școli, deci din mediul rural, 58%. Negocierile care noi am dus, fie aceasta la Chișinău, fie aceasta la Washington, s-a redus la ceea că pentru procurări au fost 85%. Da. Din 58, 85. Diferența este? Este. Domnul deputat, ați avut o remarcă aici. Referitor la materialul informatic, da, echipament, asta e mână. Vreau și la capitolul diplome să ne spuneți. Capitolul diplome. Da, putem să zicem că anumite specialități, diplomele de licență, master, sunt ok, sunt recunoscute, dar, și asta semnez magistral, da, diploma de la Universitatea de Medicină și Farmacie Tesemețeanu. Deci, să știți că medicina este reglementată foarte strict în statele nord-americane și în UE. Ea nu este listată în diplomele care sunt valabile pe teritoriul acestor state. Din păcate, absolvenții de la Tesemețeanu trebuie să reia niște parcursuri în țările în care se duc să se stabilească, să susțină examene suplimentare și așa mai departe. De aceea, din păcate, în domeniul medicinii, noi avem probleme în acest sens. Și să revenim la diploma de doctorat. Dumneavoastră spuneați că elaborați o teză de doctorat. Odată cu adoptarea codului educației, eu personal fiind deputat, am optat pentru excluderea treptei 2 de doctorat, care este teza de doctor habilitat. Cine s-a opus? Cei care aveau deja gradul de doctor habilitat și țin minte că Maia Sandu a făcut o cedare în fața rectorilor care au insistat să fie păstrată treapta a doua de doctorat.
Iar Maia Sandu a inclus la inițiativa ei în Codul Educației faimosul Consiliu de Dezvoltare Strategică, care trebuie să existe în fiecare universitate. Da. Și în Republica Moldova, din păcate, acest Consiliu de Dezvoltare Strategică este făcut tot pe criterii manus manum lavat. De exemplu, un prorector la universitate e membru în Consiliu de Administrare în altă universitate. Manus manum lavat. Absolut de acord. Nu sunt de acord. Vă rog, eu sunt președinte Consiliul de Dezvoltare Strategică. Dar sunteți de acord cu... Dar cum eu pot să fiu de acord? Dumneavoastră spuneți... A spus că sunteți de acord. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Manus manum lavat. Eu am fost unde? Martor la funcționarea unui astfel Consiliu de Dezvoltare Strategică. Argumente acestea, atunci vi le spun după finalizarea emisiunii. Dar eu vreau să vă spun că nu. Și stați, revenim la diplome. Care activează doctoratul în acest... Diploma de doctorat din Republica Moldova astăzi nu este recunoscută nicăieri. Ca să nostrifici, fiindcă conform standardelor de elaborare, dincolo de școlile doctorale, fiindcă ele au recent au fost intruse, dar dacă mergi cu diploma de doctor pe care o ai aici în Republica Moldova, chiar în România, dacă te duci, ai probleme la nostrificare. Nu mai zic de Franța și la țări membri UE, fiindcă ea corespunde mai mult cu o teză de master decât cu o teză de doctor. Mai avem câteva minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vroiam să revenim un pic la reforma și la perioada ei incipientă. Până la urmă, volens nolens, de aceasta este legat numele fostului ministru de atunci, doamna Sandu. Reforma, mulți s-au arătat împotriva, a început cu instalarea camerelor de luat vedere la BAC și așa zisa treiere pentru cei care susțin examenele de BAC. În viziunea dumneavoastră, a fost corect? Ce e cu acest bacalaureat foarte controversat până la urmă? Во-первых, что касается бакалавриата, я не согласен. Я сам сдал бакалавр в свое время. То есть я его сдал нормально, без проблем. Я не скажу, что на отлично, но на очень достойном уровне. Бакалавр, на мой взгляд, он должен быть специализированный. Нельзя человека заставлять полностью сдавать бакалавр в том виде, в котором он сейчас есть, согласно тех двух профилей, потому что очень часто, к сожалению, те какие-то специальности, изучаемые в одном бакалавре, в одном направлении, ему не пригодятся в его будущей специальности, которой он пойдет в университет. Из-за этого мы видим у нас сотни и сотни, к сожалению, примеров, тогда, когда молодые люди не поступают по причине того, что остается на следующий год бакалавр. Что касается... Am avut caz anul ăsta pentru că a luat o notă insuficiență la matematică? К сожалению, такое у нас есть. Și nu doar la noi, se mai întâmplă și în altă. Dar nimeni nu a răspuns, cel puțin nu am văzut. Nu se știe dacă asta a fost motivul. Eu nu cred că ar trebui acum să facem legătura între nota de 6 la matematică și sinucidere. Uitați-vă câte sinucidere au loc în Republica Moldova în rândul copiilor care sunt părăsiți de părinți. Da, dar nu cred că există coincidență. Nu trebuie să facem legătura asta, pentru că nu cred că este relevant. Извините, пожалуйста, я просто не хотел отвечать на вопрос касательно суицида. Я был в свое время председателем комиссии по этому делу, зная ситуацию очень глубоко. И тема деликатная, не надо лишней рекламе. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что у нас на сегодняшний день ребенка можно довести и в процессе обучения до этого дела. А то, что он перенапрягся, будем так говорить, испытал слишком глубокую эмоцию, здесь вопрос его эмоциональной подготовки. Здесь вопрос как раз того эмоционального, на мой взгляд, того эмоционального выгорания, которое испытывают педагоги, когда готовят наших детей. И они не могут передать эту эмоциональную зрелость, вот это высокую уровень социального образования, непосредственно, что у нас есть академическое образование, да, вот, своим детям. Очень часто мы сталкиваемся с очень низким уровнем психического, психологического здоровья. Вследствие этого, когда ребенок подходит к сдаче экзаменов, очень часто, зная материал, я уверен, что этот ребенок не мог не знать материал, он обладал определенными знаниями, он сталкивается с проблемой вот этого плана. Я вам скажу, что копилу, который финансирует лицею, el trebuie să aibă cunoștință nu numai într-un singur domeniu, el în ansamblu. Și bacalaureat sau examen de bacalau arată, deci, nivelul pregătirii generale a copilului. Dar este și alt moment. Ce a menționat domnul deputat? Asta e vorba de stare psihologică. Eu țin minte când deci, activam în nemijlocit în problema respectivă, noi făceam simulări a examenului de bacalaureat pentru a pregăti atât copii cât și profesori. Și în viziunea mea, o singură simulare nu este suficientă. Trebuie să fie cel puțin două, trei care va aduce la scoaterea, în primul rând, acelei tensiuni psihice, emoționale
și la copii, și la profesori, și la părinți. Dar este și încă un moment, mă scuzați că, da, că în viziunea mea, noi, mai ales mass media, când vine perioada examenilor, mai ales bacalaureatul, punem în topul acest eveniment. Nu vă supărați, în toată lumea. Da. Deci copiii dau examen, părinții retrăiesc, dar asta nu este în topul. Da. Noi singuri bulversăm. Regine, spune că mai avem 2 minute la dispoziție, asta ar însemna aproximativ 30 secunde la fiecare invitat. Doamna Goțo, spre exemplu, copilul meu și nu doar al meu nu primește note la școală. Urmează ca să susțină peste câțiva ani bacalaureat sau nu mai știu ce etapă va fi atunci. Vi se pare ceva firesc? Cum cuantificăm noi cunoștințele? În Republica Moldova se încearcă diferite modele. Asta este modelul finlandez. În clasele primare, da. Fiindcă copilul atunci e prea devreme să intre în această competiție. Dar este un adevăr. Există un adevăr în Republica Moldova că notele sunt prea scoase în prim plan. Și din cauza acestor note există o competiție nefirească și de aici naște și corupția și se pune accent pe notă și nu pe competențele pe care elevul sau studentul le achiziționează. Există copii care vin, de exemplu, cu un bacalaureat pe 6, intră la universitate și poate să absolvească universitatea cu eminență. Da, domnul ministru, fiindcă evoluează. Vă rog, punctul dumneavoastră de vedere. Ce se întâmplă? E o reformă binevenită, salutabilă? Care este rodul acestei reforme până la urmă? Noi vorbim de codul educațional care a fost aprobat și care... Nu. Noi vorbim despre clasele primare în care nu există sistemul de notare propriu-zis. Vedeți care chestie? Deci noi încercăm să creștem copii parcă între seră, înțelegeți? Artificial. Viața asta e permanentă competiție. Și cât mai degrabă omul a să fie antrenat în competiții. Atât mai bine și mai eficace el să regăsească în societate. Da, de aceasta eu consider că cheltuim pe de o parte bani, pe de altă parte vorbim despre reforme. Al treilea verigă ne vorbește despre faptul că acești copii oarecum sunt bulversați. În contextul ceea ce spunea domnul ministru, ar trebui să existe cel puțin un stimulent. Și acest stimulent desigur copiii îl văd în note. Ce părere aveți? Это даже не стимул, это даже система опоры в его внутренней стержневой оценке, как говорят психологи. Ребенок, когда развивается, это обучает педагога, воспитателя в пединституте, он должен помимо того, чтобы получать что-то, он должен понять критерии этого, хорошо это или плохо. Совсем просто утрирую вопрос, когда ребенок подходит и притрагивается к горячему утюгу, он в следующий раз это не сделает, потому что это поведенческая психология, он понимает. Так и здесь, он должен понимать, что его, он знает вот столько, его коллега знает вот столько. Я понимаю, нельзя травмировать ребенка, но мы не должны растить незрелых детей, это очень важно. Это с моей точки зрения. Да, да, с-а дискутат foarte mult iată despre temele pentru acasă. Spre exemplu, Israelul, dacă nu mă înșel memoria, a renunțat la această practică. Și nu doar Israel, sunt foarte multe țări care fac temele, elevii fac temele în clasă, împreună cu copiii. Ну, в моё время я делал это. Была продлёнка так называемая, и мы тогда работали. А сейчас Domnul Nostalcu, domnul Sfercun, doamna Guțu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat aici. Vreau să obțin promisiunea că veți mai da curs invitației noastre. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!